Bună ziua! Bună ziua! Bine, ne-am întâlnit în ședința Comisiei numărul 2, Sănătate, Cultură, Învățământ. La proiectul ordinei de zi, numite la ședința extraordinară, avem de dezbătut două proiecte, și anume bugetul Comunei Răcăciun pe anul 2024 și acordarea finanțărilor nerambursabile către de la bugetul local către activitățile de non-profit în comun. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva să adăugăm la ordinea de zi, cu plăcere. Da, eu și colegul meu Iacoboș am ridicat două amendamente. O secundă. Suntem în ședința de comisia noastră. Da. Atunci vorbesc în mod personal. Deci nu, da, am ridicat două amendamente. La proiectul cu bugetul solicităm ca de la sursa de investiții pentru marcaje să se aloce bani pentru echipamente de monitorizare și sisteme video în comuna Răcăciun. Iar la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi solicităm suplimentarea sumelor la domeniul social de la 45.000 la 60.000 și la domeniul sportiv de la 20.000 la 35.000. Sumele necesare pot fi direcționate de la capitolul 8402.4 grederi și bun de escalator pentru domeniul social și de la capitolul 7402.2 materiale întreținere stația de apărare pentru domeniul sport. Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră de a aduce amendamente în cadrul ședinței. Amendamentele vor fi dezbătute în cadrul plenului. Plenul va vota pro sau contra și atunci se va lua decizia finală. Da. Dacă pentru ședința noastră, în cadrul comisiei, aveți, apropo de cele două puncte la ordinea de zi, de adăugat ceva. Da, eu personal voi vota împotriva bugetului, pentru că nu știm încă dacă se va accepta sau nu amendamentul. Deci în comisie, în comisie dumneavoastră votați împotriva. Împotriva, da. Da. În varianta în care propunerea dumneavoastră va fi aprobată, veți vota bugetul pentru. Da, în funcție de explicație. Am înțeles. Iar la proiectul numărul 2 votez pentru. Bun, mulțumesc, domnul Segară. Sunt de acord cu proiectul. Sunt împotriva bugetului. Și dumneavoastră împotriva bugetului. Da. Bun. Vă rog să consemnați în procesul verbal. Da. Vă rog să consemnați și faptul că domnul Iștor deocamdată nu a ajuns la ședința de comisie. Votul meu este pentru ambele proiecte la ordine de zi. Și dacă nu mai aveam altceva, declar ședința închisă. Bună ziua, stimați colegi! Comisia Juridică din Cătăpăt are prezență de 100% astăzi, inclusiv domnul Gelu Munteanu, avem prezent online conform legii. Da, da, sunteți prezent online. M-auziți, domnul Gelu, da? Vă aud și colegii, da. După cum știm, pe ordinea de zi avem astăzi două proiecte de hotărâri, da? Unde, plus, din câte am observat și toți am avut toate documentele necesare acasă, la proiectul numărul 1, de către la proiectul hotărârii numărul 1, avem și două amendamente. Acestea două amendamente le vom vota în plen. Acum aș dori să aud votul dumneavoastră la proiectul numărul 1. Dați aviz favorabil? Pe comisii, domnul. Da, avizul este favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Și la o să vă contactez și când o să fim în plen, da? Da. Dar vreau să-mi dați și votul la proiectul de hotărâre numărul 2. Tot aviz favorabil, privește și proiectul 2. Da. Mulțumesc. O să vă deranjez în plen. Da. Mulțumesc, o zi bună. Acum, haideți, noi cei prezenți în Comisia Juridică, să supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 1. Câte voturi avem pentru? 1, 2, 3. Împotrivă. Da. Deci avem 4 voturi pentru și împotrivă 1. Negativ 1. La proiectul numărul 2. Aici am un amendament. Da, din suplimentarea creditorilor pentru ONG-uri de la 45.000 la 60.000 și să luăm bani din capitolul 8402
închiriere grădere și punct de excavator. Luăm credit de acolo și dumneavoastră în plenul să aveți... Și să suplimentăm și domeniul sportiv cu de la 20.000 la 35.000 din materiale de întreținere stației epurare. Da, este, astea sunt amendamentele depuse, dar iar pe, iar pe în plen. Amendamentul numărul 2, îl retrag. Da. O să aveți posibilitatea să noi, noi îl avem ca și informații. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2. Cine este pentru? Pentru. Unanimitate. Am intrat deja în ordinea de zi. Ne-am mai spus punctul de vedere, dar ca să afle și cetățenii despre ce s-au discutat, o să dispun domnul președinte și noi o să continuăm cu discuțiile. Da. Conform ordinei de zi, am încheiat un proces verbal pe comisii, format din cei patru, Tilița Iancu, Olga Popea, Drăgăstan Marinel și Băzăru Ionuț. La amendamente, eu, Tilița Iancu și doamna Cocrea, suntem împotrivă și domnii Drăgăstan și Bădărău își vă da votul în, în plen. Așa a subliniat, a consemnat în procesul verbal și la ordinea de zi același lucru. Eu și doamna Cocrea i-am dat pentru dumnealor în plen, își va da votul. Cam asta a fost discuția legată de buget, vom mai discuta în plen și de amendamente, ce o să fie... Noi am zis că ne dăm votul în plen, de cauza că vor mai fi amendamente care sper că se vor lua în considerare și se vor discuta și de asta am spus că ne vor da votul în plen. A fost discuții pe buget, nu avem de unde să primim lămuriri decât de la doamna contabilă în momentul când ajungem în plen. Noi știm despre ce vorba, de asta v-am spus că în plen ne vom da votul și atunci se va discuta pe larg practic, tot ce se... Practic cine a proiectat bugetul ăsta trebuie să ne răspundă la niște întrebări, pentru că am și ajuns la finalul lunii februarie și nu am reușit să votăm încă bugetul, iar noi consilierii, cel puțin eu și cu colegii ceilalți, nu au fost întrebați nimic. Am făcut un buget, l-am aruncat pe masă, ținem cont că suntem majoritate și îl votăm. Nu mai contează cetățeanul, nu mai contează nimic. Noi avem aici un, un proiect de buget, pe data de 4 ani tăia depus, pe site-ul primăriei și l-am confruntat cu cel din 16-a doua. Și atunci e același buget, nu mai diferă niște cifre. Nu înțeleg de ce de pe data de 4, n-am fost consultat, n-am fost chemat, nu înțeleg de ce de pe data de 12, când au venit ultimele cifre de la Consiliul Județean, nu s-a făcut bugetul, a trecut două săptămâni și de asta să ne explice, o să ne explice domnul primar în plen, de ce s-a întârziat așa, de mult, de buget, de Comanda Rădăcină nu are buget la ora asta. Da, sunt foarte multe probleme în buget, e un buget făcut pe genunchi, cum se spune, fără pe noi să ne consulte pe niciun consilier, putea să ne consulte și de aceea s-au ajuns la atâtea întrebări acum. Vreau să intervin puțin. Interveniți, dacă aveți... Ședință, bugetul face domnul primar. Da. Nu-l face consilierii, se știe foarte bine, nu e prima dată, domnul Drăgăstan este consilier de ani. Domnul președinte, care e logica? Adică pe mine mă pot să votez fără să vă consulți? Care e rolul nostru? El îl face. În ședință, propune, îl discutăm. Dar de ce ședință? Dar de ce nu ne chem înainte să discutăm? Poate am venit și noi niște amendamente, poate venit și ceva... De fapt, sunt metehnile... Da, astea sunt metehnile pe ea. Unei administrații de 16 ani, unde tăiem, spânzurăm, nu întrebăm pe nimeni, avem majoritate, mergem mai departe. Ionuț, hai să fim corecți. Doamna, aveți cuvântul meu. Eu astăzi îmi dau, da, o să-mi dau demisia și... Da, de ce să dai demisia? Îmi dau demisia, că nu se mai poate. Să rămâne. De ce? Pentru că nu avem încredere într-un... Hai să fim cinstiți. Niciodată. Doamna Cocrea, niciodată nu a avut legătură proiecția bugetară cu execuția. Eu
știu asta. Păi... E normal să fie. De asta există. Doamne, e normal să mai fie mici rectificări de buget. Dar nu se modifică tot bugetul. Dar s-a ajuns să zic, doamna Cocă, un pic. Bugetară este propusă de primarul comunei. Nu există nicio bază legală prin care dânsul să fie obligat să convoace consilierii. Dacă noi consilierii... Doamna a fost deputatul... Da. Eu sunt convinsă că nu te chema numai pe tine care solicitai, ne chema pe toți. Doamna... Atât timp cât n-am solicitat, cum să ne cheme om? Așa de... Doamna Cocrea, haideți să înțelegem. Dumneavoastră vreți să mi spuneți nouă, primarul, contabilitatea, aparatul domnului primar, lucrează la un buget, da? Da. Noi ne punem fața faptului împlinit acum. Și ne găsim în anexa, cam anexele aici, așa pe 2023, 2024 și 2022, să ne găsesc la capitolul cheltuieri în continuare, să ne găsesc aceleași lucrări, cu sume diferite. Și dacă luăm anii din urmă, sunt lucrări care nici măcar nu s-au făcut anul trecut, s-au alocat bani, dar nu s-au realizat nimic. Acum, să luăm pe proiect, pe finanțări europene, AFIR, adică. Avem zero, uitați aici. Investiții zero. Investiții noi pe anul ăsta zero. Ce dai dacă tu la investiții ești dacă zero? Dacă noi avem investiții zero anul ăsta. Nu doar pe. Ce înseamnă fonduri europene? N-ai nimic, ești zero. Cât privește avizul comisiei, deocamdată rămâne suspendat, pentru că domnul președinte și doamna Cocrea au votat împotrivă la amendamentele propuse de consilierii Bucur și Iacobuș. Da. Noi suntem pentru acolo. Sunteți pentru? Da. Da, la amendamente. Iar la... Domnul secretar, specificați aici. Doamne, mi se pare normal. Specificați că ai zis că sunt plen. Adică acolo acum e filmat. Da, doamne, vreau să ia de la excavatoare. Că banii ăștia care închiriem ani de zile utilajele alea, ne puteam cumpăra utilajul nostru și consumam mult mai puțin bani. Dar cum de avem bani, doamne, să închiriem ani de ani? O să mai discutăm în plen, ca să nu mai ținem colegii în bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi, 19.24. Domnul Gelu, suntem în plen, da? Și în momentul când o să vă solicităm pentru vot, o să facem liniște ca să auzim... Da, mulțumim. Deci aveți disponibilitatea de a rămâne în direct. Da? Bine, mulțumim. Mulțumesc tuturor, bine ați venit și invitatul din partea Marutilor, Părintele Florin, Părintele Iulian, Părintele Daniel, la primul. Dați în fața directoare, televiziunii, postului Părintele. O să încep cu ordinea de zi, pot să dau citire. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31 ianuarie 2024. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului a listei de investiții pentru anul 2024 a Comuna Rădăcinul de Bacău, inițiativa primarul comunii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local Răgăciuni pentru activități non-profit de interes general în anului 2024. Inițiază primarul comunei. O să supunem la vot cu ordinea de zi. Cine este pentru? Da. Da, punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare din data de 31.24. Lați avut la mapă, dacă sunt obiecțiuni. Bine, supunem la vot. Cine este pentru? Da, la proiectul privind aprobarea bugetului, punctul numărul 2, avem două amendamente. Care l-ați primit pe fiecare, da? E amendamentul numărul 1. Nu cred că te dau citire, pentru că l-a studiat. Da?
și amendamentul numărul 2. Da, o să le spunem... Domnul președinte, dacă da. Permiteți, da. Amendamentul numărul 2 a fost retras. Rămâne doar amendamentul numărul 1. Inițiatorul amendamentului a fost informat și a retras amendamentul. N-am pe comisii, probabil, și eu am explicat amendamentul numărul 2 este retras. Mulțumesc. A rămas doar amendamentul numărul 1, care să-l supunem dezbașul. Deci, ce condiția pentru numărul 2 în învățământ? Da. Și în comisia numărul 2 de învățământ avem următorul vot. La amendamentul numărul 2 aveți... A rămas doar amendamentul numărul 1. Suntem împotriva acestui amendament. Deci, domnul Gerbea, după cum ați auzit, și-a exprimat votul împotrivă vis-a-vis de amendamentul numărul 2. Așa cum proiectele de hotărâre e retras. Ascultați-mă puțin să organizăm. Proiectul de hotărâre, așa cum este el inițial. Am înțeles. Puteți repeta încă o dată pentru ce, la care amendament votați? Votați împotrivă. Votați împotrivă, da? Da, sunt că am înțeles că până la amendamentul numărul 2 a fost retras. Da. Da. Corect. Deci, la secretară. Amendamentul numărul 1 împotrivă. Iar avem la asamblu atât proiectul numărul 1 cât și proiectul numărul 2 pentru. Da, asta v-ați dat votul și în comisie și acum l-ați dat și în plen. Deci mai este necesară intervenția, stimați colegi? Nu. Am înțeles. Mulțumim. Vă zic bună, domnul. Deci, organizatorii, că așa cum proiectele de hotărâre pot fi retrase de inițiator și amendamentele în timpul ședinței pot fi retrase de cei care l-au întocmit. În acest caz, amendamentul numărul 2 întocmit de domnul consilier Bucur Ciprian și Iacobuș Laurențiu este retras de pe urmea de zi, nu mă va fi supus la vot, da? Rămâne doar amendamentul. Am înțeles, doar amendamentul 1. Mai departe. O mențiune scurtă, dacă îmi permiteți, doamna secretară. Vă rog. Este necesar să verificăm incompatibilitățile pe votul pe buget? Incompatibilități la ce vă referiți? Dacă... Conflictul de interese, mă scuze. Așa, conflictul de interese. Dacă există. Deci cei care cred că sunt în conflict de interese trebuie să anunțe înainte de supunerea la vot a proiectului această situație. Ok. Conflict de interese, ci se înseamnă nu repede, da? Ca să nu lungim. Da. Chiar și incompatibilitatea este la fel. Dar nu m-am exprimat greșit, este deci, vorba conflict de conflict, de nu de incompatibilitate. Bine. Nu e chiar de incompatibilitate. Da, dacă l-ați studiat, amendamentul numărul 1, îl supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu așa. Înainte de supunerea la vot a proiectului de hotărâre, dacă există amendamente pe ordinea de zi, acestea se discută și se supun la vot, exact ca proiectul de hotărâre. Și acum, a rămas doar amendamentul numărul 1, pe care domnul președinte de ședință îl supune la vot. Adică, sunteți de acord cu amendamentul numărul 1, împotrivă sau abținere? Urma să răspund la întrebarea dumneavoastră, dacă mai sunt și alte amendamente, și vreau să spun că da. Verbale, da? Să înțeleg că vor fi verbale. Exact, da. Ca să, pentru că domnul președinte nu a făcut această întrebare. Mulțumesc frumos. Bine. Prin urmă, punem la vot amendamentul numărul 1. O iau invers, nu ești împotrivă. Nu. Cine este pentru? Deci întrebați acum cine este pentru. Cine este pentru? Cine este pentru? Amendamentul numărul 1. Amendament. Lăsați inițiatorul să-și susțină, vă rog, amendamentul. Este, cred că... N-a solicitat. Da. Eu vreau să-și susțină, dacă îmi permiteți. Da, vă mulțumesc că vă niște. Într-adevăr, noi să am putut la vot. Nu stare să mai discutăm. Ce știe amendamentul, s-a studiat, s-a citit, dar poate vreau. Poate inițiatorul trebuie să susțină. Nu a solicitat inițiatorul. Nu a solicitat. Dar dacă tot am început, dacă nu ați convingeți inițiatorul, nu a solicitat. Eu sunt aici acolo. Nu dată pe domnul Iștiu, nu e de președinte. Dar la urmă s-a votat sau nu s-a votat? Nu s-a votat. Atunci am exprim punctul de vedere, dacă e posibil. Dar a solicitat.
cereți dreptul să... După ce-i votăm, da? Stați-o. Dar care e problema ca să-și susțină ideea omului? Lăsați-o să susțină. Are domnul președinte, are perfectă dreptate, dacă îmi permiteți. Eu i-am solicitat ca domnul Ciprian să-și susțină amendamentul. Dacă domnul Ciprian vrea să-și susțină amendamentul, să-și ceară voie de la domnul președinte. Îmi permiteți, domnul președinte. Și dacă s-a studiat, reluăm procedura. Nu s-a discutat. Nu, s-a discutat, s-a studiat, dar nu s-a discutat. Adică trebuie să știu și eu pe ce bază a solicitat o sumă suplimentară. Eu am văzut amendamentul, dar nu știu pe ce bază a solicitat acea sumă. Și cred că domnul... Este foarte simplu, adică citești ce am scris, nu inventez așa. Dar dumneavoastră știți ce a scris, îl citești. Da, mai citesc cum să-mi reprotez, să-mi reprospătez. Aveți timp, când chiar e mașul mare, nu-i ce problemă. Da, o să dau eu citire. Amendamentul numărul 1, subsemnații Bucur Ciprian, consilier local, consilier local Răcăciuni, secretar al Comisiei de Învățământ, și Iacobu Laurențiu, consilier local, consilier local de Răcăciuni, membri în Comisia Juridică, în baza articolului 34, alineatul 5, litera I, din OUG numărul 57 de 2019, privind codul administrativ, dorim să aduncem modificare la proiectul de hotărâre numărul 11, pe 8-a 2-a 2024, și anume, suplimentarea sumelor prevăzute la anexa la proiectul în cauză, punctul 2, domeniul social de la 45.000 la 60.000 și punctul 3, domeniul sportiv de la 20.000 la 35.000. Sumele necesare, suplimentării, pot fi direcționate de la capitolul 8402, punctul 4, închiriere, greder și fundor, excavator, pentru domeniul social și de la capitolul 7402, punctul 2, materiale în deținere state epurare pentru domeniul sportiv. Am fost destul de clar. Acum, da. Eu solicit împreună cu colegul Iacoboș suplimentarea sumelor alocate la domeniul social și domeniul sportiv, pentru că prea mulți bani, din punctul nostru de vedere, se alocă pentru plimbatul utilajelor. Da, adică 900 de milioane, aproape 1 miliard de lei, să dăm pe niște utilaje care nu sunt ale primăriei, în condițiile în care noi avem și mini-escavator și buldo-escavator, nu? Permiteți-mi să intervin, dacă se poate. Da. În fiecare an, după cum știți, la nivelul bugetului, și anul trecut, acum 2 ani, în fiecare an s-a prins bani pentru reprofilarea drumurilor agricole, reprofilarea drumurilor sătești, inclusiv și lucrări de decormatare, lucrări de buldo-escavator. Aici, lângă dumneavoastră, aveți un cetățean care vine de la Ciucani, care tot dumneavoastră ați venit împreună cu șați însoțit, în ședința trecută, dânsul a dus la cunoștință Consiliul Local, dacă noi, consilierii locali, suntem de acord cu o investiție, o lucrare la Ciucani. E vorba despre zona Răpătac, în care să fac o devire a drumului. Am fost la fața locului, am studiat problema, am chemat persoana respectivă care dețin terenul, dar nu deține cu acte, este de acord ca să facem acea lucrare. Acum, acea lucrare nu se mai poate face, se face, că e prinsă, nu s-a votat. Nu se poate face din cauza că, la inițiativa noastră, din cauza că trebuie să luăm sumele să le ducem în altă parte. Eu vă spun un singur lucru. Nu stau totul în... Stă totul în sport, într-adevăr, și mișcarea și absolut tot. Noi am prins în bugetul de anul ăsta 20.000 ca și anul trecut la sport. Dar dacă noi să considerați că drumurile agricole și drumurile sătești, acelea de care are nevoie omul, de rând, nu vorbesc de cei care au asociații, cu toate că cei la... Așteptați să vă termin eu. Așa, considerați că oamenii de rând nu vor merge pe drumurile respective pe timp de până la recoltare, pe niște drumuri agricole și niște drumuri sătești, care se vor distruge, inevitabil, fără doar și poate, din cauza ploilor, fenomenelor, cum vin acum, că nu mai vin cu plouă un pic și e ok. Vă asumați. Eu nu vin ca primar. Nu vin ca primar sau ca viceprimar să mă duc. Cetățenul să-i spun clar. Explicați-le domnul Bulai că nu se mai poate face la inițiativa dumneavoastră drumul ăla respectiv. Nu, măcar nici contur nu pot să fac. A doua la mână. Explicați-le oamenilor de la fundul Răcăciun, Dumbrăveni, și Marti din Ciucani, care au drum, care au terenul către sondă, nu mă vorbesc pe Răcăciun și Gheorghe Doja. Cum fac eu reprofilări? Dacă dumneavoastră solicitați de acolo cu ce fac? Cu mici de fotbal? No. Nu cred că o să fac mici de fotbal. Dacă îmi permite. Reprofilare. Ar vrea și eu să intervin. Eu mi-am spus părerea și eu am prins în buget pentru lucrări agricole. Domnul primar, într-adevăr, drumurile astea trebuie să fie. Că e clar. Dar de ce găsim mereu
persistăm mereu în aceeași greșeală, an de an, buget de buget, și dăm bani pe chirii, când puteam să ne cumpărăm un amăzit. Noi cu banii ăștia putem să o avem 10 utilaje. Un autogredit. Vă spun eu, domnul primar, și cred că nimeni nu o să fie împotrivă. Cu banii, cu banii de pe ce ați prins anul ăsta, ne cumpărăm unul și ne ține 10-15 ani, facem treaba cu el. 45.000 de lei cumperi un autogredit ca să poată să facă reprofilare. Este 90.000, Eu nu am nici sportul, nu am neglijat, dar pentru oameni am făcut în fiecare an. Dar de ce să nu facem cum trebuie? Dar nu sunt bani suficient ca să prind pentru așa ceva. Adică mai ieftin să dau 4 lei fac achiziția, până se face achiziția, domnul Bădărău, pentru autogrederi și pentru cei vreți dumneavoastră abuzele astea, trece primăvara. Omul nu mă așteaptă. Domnul primar, dați la mașina de pompieri atât de bine, că nici nu a fost o problemă. Nici nu ne-am consultat. Da, asta este o hotărâre de Consiliul Local. Dar nu a Consiliului actual. Hai să nu trecem de la una la alta. Vorbim de acest amendament, da? Domnul Bulai, intenția dumneavoastră care este? Cum o vedeți? Intenția e ca să se facă drumul ăla, cum face anul trecut. Da. Oamenii de acolo au 10 familii care nu au apă potabilă. Deci se alimentează din orașul ăla care există. Sunt atâtea probleme, e periculos să aduceți pe cineva în Consiliul Local. Dacă îmi permiteți, vă rog. În primul rând, pe lista de investiții nu a fost trecut drumul de la Ropatac. Amenajare. Poți face pe reparații și poți face pe amenajare, ca să știți că intervențiile când miliciere dumneata, când plouă afară și date ale formicii, ca să vă spun eu, când spui domnul primar, s-a stricat drumul, eu de unde iau autogrederi sau utilași că de la Șoarea știm asta, dar... De unde? De la Șoarea știm asta. Da. De la Șoarea. S-au rezolvat toate problemele care au fost pentru drumul Sățeni și drumul comunale, care... Dar noi nu contestăm lucrările, domnule. Nu, are dreptate de o problemă. S-au rezolvat, dar nu spune cu ce preț. Da. Subvaluate, că așa e la dumneavoastră. Dar nu spun eu, domnul primar, spun cifrele. Noi vorbim de amendament acum. Dacă înțelegeți, eu mi-am exprimat exact ce am vrut exprimat, ați votat și noi la fel. Mai departe. Legat de drumuri, dacă ar fi fost o țară civilizată, o comună civilizată, dar suntem niște păduri, suntem babuini. Și drumurile agricole erau până acum afară. Da. Dar noi nu avem drumuri comunale afară. Ce inițiativă ai avut dumneata? Dar ce inițiativă ai avut dumneata ca și consilier în ăștia 4 ani de zile? Prima problemă pe care am ridicat-o a fost asfaltarea drumului TSD-al. Imediat m-a sunat Ciprian, nu avem bani, de unde să scoatem mâna asta? Avem, eu am dovezi. Nu, ai dovezi că asta s-a făcut. Ați strâns dovezi, sunt detalii și încheiem. O completare și încheiem. Vorbim de asfalt. Vorbim de asfalt, iar la sfârșitul mandatului trecut a spus asfalt până la ieșire din Doja, până la calea ferată și nu avem o casă acolo, da? Un kilometru de asfalt, a spus. Măsura. Proiectul a câștigat licitația și punctajul prin, ca să știți, doar știți cum se face un proiect pe fonduri europene. Știți cum se face. Doamne, eu nu știu dacă aș fi făcut un kilometru de asfalt ca să fac punctaj. Dar stați-mă să vă explic. De ce mă... Dar noi, ca să poți prinde punctaj, să prinzi finanțarea unui proiect, trebuie să ai drum către calea ferată, drum de acces către poliție, către toate instituțiile care sunt într-o localitate, ca să poți prinde punctaj. Adică am făcut ceva rău. S-a asfaltat până acolo. Nu știu dacă... Eu știu că în vecinătatea la drumul ăla sunt comasate 32 de hectare. Dar n-am vrea cu asta. Și eu am impresia că mai am fost asfaltat de asta, domnul primar. Cu asta, cum? Eu nu te aia am impresia că asta asfaltată. Eu mă te... Dați-mi voi, ca să lămurim o chestie, să nu creadă cineva că suntem de rea credință. Aici, domnul Bădărău, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, nu, eu încerc să, logic, să justific. A spus că 90.000 de lei ne ajung, dați-mi invocat foarte bine, 4 ani, fiecare an. Dacă adunăm banii, așa, a fost un... Nu știu, nu mă pricep, de asta vă întreb. Nu pricepe. Să facem o transformare, un curs, cât ajungem eu, că nu știu cum am găsit să dăm
Auziți, să lăsați asta. Și cum am găsit cea 136.000 prin mașina de pompieri care o dăm forni cu ea? Vreau să fac. Dădeam 150.000 pentru autocredere. Adunăm 4 ani în care s-au apucat suma asta și nu mi iese să achiziționez. Deci de 4 ani. Nu e adevărat, nu e adevărat. Domnul Bădor, domnul știm că trebuie un autocredere. Să nu se scoată în evidență că suntem românii. Costul unei autocredere se ridică de 100.000 de euro. Noi în 4 ani niciun sfert din ea. Ca domnul președinte. Să nu ne crea de la intenționat cum vrea Dițoiu, Romeo și Psecară sau Cipriasă. Nu este foarte greu de achiziționat un utilaj de ăsta. Cum poți face înapoi? Domnul președinte. Nu e așa. Știu foarte bine că nu e așa. Domnul Dițoiu. În 4 ani. Ne privim în ochi și eu vă întreb așa. Că sunteți în branșă și cu asta lucrați. Cât costă un utilaj de ăsta și am terminat discuția? Depinde de tip de putere, de capacitate. Domnul președinte. Poți să-mi spui cât nu puteam achiziționăm. Eu îți demonstrez cu banii adunați pentru lucrările astea, nici măcar roțile nu e, sau motorul. Hai, domnul Bădăr. Uite, vin în ședința următoare, vin eu cu ofertă ce înseamnă un utilaj de asta. Vă mulțumesc, vă faceți. Pentru că nu vreau să fie rău intenționat. Legea, da? Cu trei oferte, așa cum spune legea. E ușor să spun că de cine am luat un autogreger, de cine am luat o mașină. Haideți să supunem la vot amendamentul, că așa o lungim până diseară. Bine, dar transmitim cetățeanul un mesaj. Corect, transmis. Nu aș vrea, costurile sunt achiziționarea unui utilaj de ăsta, fraților, nu 20.000. Nu pot să-mi facem, dar 10-16 ani. 16 ani, da, dar noi discutăm acum așa, atât am vrut să punctez, să fim corecți. Și fonduri europene. Fonduri europene, nu se poate. Supunem la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am crezut că numărați dumneavoastră, încă o dată vă rog. 6 sunt. 6 voturi pentru, da? Mulțumesc, colegi. Domnul Giro de dumneavoastră? Da, împotrivă? Cine este împotrivă? Cine mai sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abține. Așa, 8 și 6, dar nu mai abține. Vom trece la punctul 2 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și avize de investiții pentru anul 2024 la Comuna Rătăcești de Supatru. Domnul președinte, pot să spun și eu două cuvinte? Bugetul. Da, înainte de a discuta buget, bugetul. Și nu pot să spun și eu, domnul președinte? Nu mai cere voie. Spun, nu mai cere voie. Dacă nu avem voie, nu mai cere. Am și o întrebare. Suntem în data de 24 februarie. Dragobete. Da. Poți să pun o întrebare? Nu poți să-mi pui cum în vârstă, sunt pe formă, că n-ai cum. Cu data de 4 ani. Și am mai pus-o și în, și în ședința de comisie și nu mi-a dat răspuns. De asta o pun și acum. Pe data de 4 ani ați depus un proiect de buget, da? Pe data de 12 februarie ați primit ultimii cifre de la Consiliul Județean, doamna contabilă așa este, da? Sunt ultimii cifre din loc. Pe data de 12 până pe 24, nu puteți explica nouă cetățenilor de ce nu avem buget? De atunci până acum? Pentru că, pe data de 4 ianuarie, nu, 16 ianuarie, e același buget, cu sume... Păi și nu răspunde doamna contabilă, sau cine îi răspunde? Noi trebuie să fim informați. Nu v-am răspuns pe comisie. Nu v-am răspuns pe comisie pentru că nu știu eu răspuns. Ședința pentru a avea numărul de zile corespunzătoare... Două săptămâni, doamna secretar. Nu, e vorba de data de 16 întocmi raportul. Da, și suntem la 24. De 23. Și cu 5 zile? Păi da, da. Proiectul de pe data 4 a întâia, nu e aproape același în timp. Câteva sume, de ce o vreau așa de multe? 23 azi. Păi proiectul e proiect, bugetul poate fără documente clare. Nu, vă spun eu de ce o durat așa de mult. Domn primar, în loc să ne convoace să discutăm toate astea... Nu, drăguță, da. Domnul, am pus să știe cetățenii adevărul, chiar ne prostiți în față. Dar nu te prostiști nimeni, este termen legal, este legal, fără niciun fel de problemă. Dacă vă propuneam să fac mai repede, spuneați că este ilegal.
că nu-i conform legii, așa a respectat legea, nu-i adevărat. Să v-am informat, aveți de luni. Ați căutat, auziți, ați căutat altă formă de a ne intimida să votăm bugetul. Știți prea bine, da? Când am intimidat eu votarea bugetului vreodată? Domnule, dar fii bărba măcar o dată. Dar nu știu, e personal treaba asta, că nu-i spus. Da, fiți bărba. Este un dat pe proiect, nu personal. Adevărul e adevărul e că nu e o problemă, totuși, că s-a întârziat. Cred că e mai important pentru cetățeni, chiar și pentru noi, era să discutăm. Pentru că mereu proiecția bugetară nu are nicio... Domnul primar, lăsați-mă, știu. Legal, nu știu ce, noi trebuie să ne duci la muncă. Că noi nu trăim de la primărie. Deci, proiecția bugetară nu are niciodată legătură cu execuția bugetară. Facem un buget, preconizăm ceva și dacă mergem la 31 decembrie, e totul diferit. Sumele mutate, duse. Prea multe rectificări, adevărul ăsta este, dar... Faci trei rectificări, faci care vin, să știți, sunt tipoarele, așa ca și sunt necesare. Nu pot să fac suplimentarea salariilor la structura în care sau să-i dau voucher. Corect, structura bugetului de anul trecut e aceeași cu cea de anul trecut. Ca structură e același lucru. Păi sunt lucrări care se continuă. Seamănă foarte bine. Acum să vă întreb, dacă acum 2 ani ați dat 21.000 de litri pentru mașinile primăriei și utilaje, cum? Cum s-a 22.000? Bun. Ce v-a făcut, neschimbând parcul auto, neschimbând nimic, să mai adăugați încă 10 tone de motorină? Care adăugați? Noi suntem la 31.000 de litri. S-a micșorat. Arătați de mine. Este de 200.000 de lei pentru anul ăsta, estimarea. Anul trecut a fost 100 de ceva. Eu am fost anormal de... Pentru trei utilaje la primărie. Noi închiriem, domnul primar. Noi închiriem utilaje. Noi închiriem utilaje. Și deoparte, doamna contabilă o să vă explice, suma este diminuată pentru că am cerut... Suntem un sac foarte ce avem aprobă. Problema este în felul următor. Dacă vreau să credeți că o mașină merge, o mașină, dau un exemplu, nu știu, mașina domnului Vici sau Duster, merge cu un plin. Faceți două plinuri pe săptămână. Nu. Două plinuri pe săptămână, e regulă. Săptămână să faci, pentru că sunt zile când trebuie să ajungi la București, sunt zile când trebuie să ajungi la Iași, domnule, sunt zile când săptămână nu ți iasă este acum. Domnule, stai să spun, cum este acum, acum în fiecare seară, conform ordonanții 81/2021 cu acel urs care terorizează fundul Răcăciunii, eu în fiecare seară pun la dispoziție mașina și personalul pe situația de urgență ca să treacă, da. Trebuie să avem grijă și cetățenii, de asta sunt. Poate să confirme oamenii că m-au văzut în fiecare seară. Nu mă plimb că vreau să mă plimb la Ciucani sau la fundul Răcăciunii, da? Nu ne plimbăm cu treaba asta. Am retras amendamentul numărul 2 ca să nu fie GPS-uri pe mașină, să puteți să consumați motorile. Vorbim cu GPS-uri, v-am propus de acum 2 ani. Hai, domnule, să punem GPS-uri pe mașini, să nu mai fie probleme. Nu ați spus de acord. Nu, așa. Păi ăsta e bugetul, domn primar. Eu am făcut o dată de fundamentare. Să ajungem la punctul respectiv. Și nu am modificat litri de motorină. Înțelegeți că nu e regulă. Înțelegeți, sunteți la 16-lea buget pe care îl faceți. Consumul mașină de buget. Nu lăsați o pasă că finiți o... Dar scrie acolo. Ați alocat 900 de litri și la mașina de pompier. Păi să mai acord în caz de ceva când arde vegetația în câmp. Nu mergi bine atat, domnule. Domnul primar, cum așa de pompier, vă vedem pe vegetație. Pentru intervenții, până ajunge pompierii, pot intervenți. Deci n-ați intervenit și la vizitație. Nu am cum să pun personalul până că mi-au autorizat, că au control de la insul. Chiar vă rog să ne aduceți autorizația în funcționarea mașinii. Dar n-are cum să aibă autorizația. Și atunci unde ieșiți cu ea? Unde ieșiți cu ea? Unde ieșiți cu ea? Cum ieșiți din teren? Cum să aibă autorizația de funcționare? Este o minciună. Este o minciună. De intervenții, da. Auziți? Eu am un pozitiv cu ea. Am un coleg pe care respect mult și nu vreau să-l forțez ca să spun exact cum e cu mașina de pompier, că știi 100%. Și nu. Mașina de pompier este o evaziune fiscală. Mașina de pompier este o evaziune fiscală. Cât o trecut de chimne a dus pe stadion și ne-a scos pe lit acolo cu... Domnul Dițoiu, sunteți în temă să ne răspundeți, vă rog. Este în procedură, nu știu la cine... Domnul Dițoiu, cu mine, nu mi-a cerut permisiune. Dacă permiteți, doamna. Vă adresez, mașina de pompier la ora actuală are autorizație de funcționare de la ISU? Nu are autorizație. Nu are nevoie de autorizație de funcționare. Nu magazin mașina de pompier. Pentru a evita discuții de la unul la altul. Și veniți de serviciu să vă controlezi. Am proces verbal de la ISU care a venit, a verificat, este conformă, urmează.
Lasă-mă să spun până la cap. Te rog. Urmează să meargă la instruire personalul, sunt echipamente luate, sunt. Nu pot să arunc omul în foc, că vreau eu să arunc în foc. Că vezi bașa de pompier stă acolo, este funcțională, este verificată și chiar și de către ei. Am aici, de sub picioare, dacă spui că asta, domnule, că văd oamenii aia care au așa și pe la Doja, și pe la... Dar eu nu pot să arunc oamenii în foc fără să fie autorizați. Păi aia ești așa. Păi da, dar urmea... Da, dar urmea o speciale... Adică eu nu sunt chiar dacă aș avea să fie autorizat, nu pot să-i bag înaintea lor. Nu va funcționa niciodată. E un subiect care n-are și să mai discutăm nici nu. Ne-a de zic, ne-am dus prea mult în... Da. Spune-i, domnul Riștov, dar doar pe... Dacă intrăm pe dezbaterea bugetului, am anunțat mai devreme că am niște amendamente. Deci este momentul, doamna secretară, să le prezint? Aș avea o rugăminte. Lăsați-mă să, dacă îmi permiteți, să vă prezint bugetul împreună cu doamna Cristina și după aia puneți amendamentele. Ce a propus și este? Nu, amendamentele se citesc în plen. Verbal să putem lege, da. Dacă ne permiteți să vă informăm cu știți care aveți acasă, sunt inițiatorul acestui proiect, dar și poți să vă aduc la cunoștință. Și n-ați avea voie să veniți cu noi amendamente? Dar nu v-a spus asta, lasă-mă să... Mario, după ce prezintă domnul primar, ce a spus în proiectul de buget? Domnul, a solicitat domnului inițiator de amendament să-și îl prezinte. Lăsați inițiatorul să-și prezinte bugetul. După care interveniți dumneavoastră cu amendament. I-am cerut domnului Marin, pentru că nu a înțeles, ca domnul primar să prezinte proiectul de buget. Exact. Dacă el nu prezinte. Și eu am cerut lămuriri de la colegul lăsați inițiatorul să-și care nu știu ce avea la bază. Avea vreo solicitare. Era o chestie de... Lista obiectivilor de investiții pe anul 2024 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pe anul 2024. Și aici avem pe capitole. Capitolul învățământ. Astea sunt lucrări care sunt în continuare, da? Construcție cameră centrală termică, școala numărul 2. Modernizare și eficientizare energetică, școala numărul 1. E vorba de școala de pe plus 1 de la ZEAL, de la noi, de la Vicăciuni. Dotare cu mobilier, material didactic, echipamente digitale și a unităților de învățământ în comuna Vicăciuni. Alt proiect care tot prin PNRR l-am prins. Lucrări noi. Reparații capitală la centrală termică, grădința numărul 2, înlocuit centrală, reparat instalații și înlocuit horn. E vorba de grădința de jos de aici, la numărul 2. Are hornul care e foarte deteriorat. În urma referatului făcut de doamna director pentru buget. Și înlocuit centrală, respectiv, este spartă. Din câte știu, nu mai face față, nu? Achiziționat două centrale la școala numărul 1 Răcăciuni, de școala de la Deal, trebuie luate două centrale, care astea la fel sunt sparte și nu mai prezintă garanții și cum putem expune și cum putem expune copiii la doar feștul bun, eventual incendiu. După aia la cheltuieli, cultură. Domnul Ciprian, nu este așa. Asta, da. Pe nu. Ca asta e defect la grădința și o spun într-un știți să fie cauze. Lucrări în continuare la obiectivul de investiție. Lucrări în continuare, modernizare și renovare dotare cămin cultural Nestroie, comuna Răcăciune. Aici e vorba de suma pentru alocată de 7 miliarde pentru dotarea și finalizarea dotării pentru Casa de Cultură ca să putem să o dăm în funcțiune. Deci nu s-a dat în funcțiune, este gata din punct de vedere al construcției și din punct de vedere al visului, că au fost verificate, ne-au dat, dar urmează dotările să le luăm. Începem la scaun, imobilier, echipamente pentru dimbrăcat, sambal, vioară și de-astea pentru instrumente muzicale. Aici va finaliza anul ăsta, se va finaliza Casa de Cultură și o putem da în funcțiune și putem da drumul la acele activități care au nevoie copiii din Răcăciuni și nu numai. Finanțarea bibliotecii pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, dotare echipamente. E vorba de un proiect care suntem în comun cu cei de la Consiliul Județean, pe o listă unde vom beneficia de echipamente digitale. Aici calculatoare, absolut tot, internet, tot ce ține de bibliotecă. După aia, lucrări în continuare. Extindere rețea electrică, localitatea Răcăciun, strada Siretului. E vorba de strada de la barieră, domnul
profesor Pituraș, nu Pituraș, am zis, Piticar, așa, ca să vă dau ca refer. Astea sunt lucrări care se vor întâmpla anul acesta. Extinderea rețeaua energiei electrică locatată fundul Răcăciun către Dumbrăven, strada George Coșbuc, e vorba de la Jdăghină către Dumbrăven, casele de pe stânga care nu sunt racordate la, la rețeaua electrică, la fel se va realiza anul acesta. Extinderea rețeaua de energie electrică în localitatea Gheorghe Doja, strada Câmpul Poștii, care se lucrează acum acolo și ați văzut că ușor, ușor să te faci recepția și să aibă cetățenii curent. Extindere rețeaua energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică zona Semea Balta Tăiului, vorba de stânga-dreapta, zona care limitrofă DN2-ului, unde se vor dezvolta și acolo alte, alte proiecte. Extinderea rețeaua energiei electrice zona Sabor, localitatea Gheorghe Doja, e vorba de zona dinspre ultima casă care e la Gheorghe Doja, venind spre Răcăciuni, pe dreapta, da? Unde sunt locuințele respective care nu sunt racordate, nu mă numai sau nu, sau propunerile pentru a construi în urmata perioadă, dacă este utilitatea asta de curent. Extinderea rețeaua electrică, localitatea Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău, strada Corneliu Cocosu. Aici e strada din spatele hanului, care sunt construite locuințe. Din păcate, în primă fază, la începutul anului, nu am avut, nu am avut cale de acces. Sau au cedat cetățenii de acolo, locuitori care au tras curent la fir de la alți vecini pe altă stradă, au cedat teren și am intabulat. Chiar am trecut, am făcut documentația pentru tabulare și azi, când vorbesc dimineața, am semnat hârtiile pentru depunere la OCPI. Urmează ca după ce se face intabularea, să scoată la licitație și să execute lucrarea ca și celelalte lucrări care vor fi făcute. Deci, strada Cornel Coposu va avea curent. Anul acesta. Anul acesta, da. Sigur. Da. Sigur. Sigur. Nu sigur. Sigur. Capacitate... Strada Cornișei de 18 ani se face curent. Curent deci, de la pădure, de la părău și curent de la pădure. Știți că s-a schimbat ordinul, nu mai avem noi voie să facem, am făcut ultima investiție ca și administrație locală, ca și consiliul local, la, la Răstoacă s-a schimbat, este ordinul din 2019. Nu mai ai voie tu ca autoritate locală să faci lucrări decât e un tuvico cu finanțare? Nu știți asta. Dacă știați, da, dar okay. Până să schimbați se putea face. Spuneți ce aveți spus. Capacitatea nouă de producție energie electrică de resurse regenerabile solare în cadrul OATE Răcăciuni. E vorba despre parcul de 500 de metri care, de 2500 de metri care va fi amplasat aici în, în spatele primării, pe panouri solare, pe fonduri de la mediu, care va alimenta, va alimenta și va intra în acea, e un termen prosumator, pentru școli, pentru primărie, pentru casa de cultură. Urmează să-l, să semnăm contractul de finanțare, dar la fel trebuie scoasă la agitație. Înființare puți apă sad Răcăciuni. La, cum am pus și anul trecut, am avut bani mai puțin, n-am putut să-l facem atunci, dar o să-l facem în primăvara asta. Vorba de al treilea puț la, la sistemul de alimentare cu apă pe satul Răcăciuni. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă, apă uzată de județul Bacău, e vorba de ADIS, ADIP și master planul care v-am spus că urmează să vină canalizarea și alimentarea cu apă în celelalte sate, în afară de Răcăciuni care există. Actualizare PUG Răcăciuni, PUG-ul de Răcăciuni. Pugul Comunei Răcăciuni nu este, este încă în vigoare, dar este actualizat, realizat în 2015. De aceea, după 10 ani, ar trebui să-l repunem, să-l actualizăm și să-l aducem cu îmbunătățiri la nivelul localității și la nivelul comunii, nu al localității. E extinderea din Travilar, s-au mai mărit numărul de locuințe, trebuie punctate, puse pe plan, unde mai sunt investitori, unde schimbăm regimul de... Ca un exemplu de locuințe, regim de investiții. Ce este punct? Continuare. Nu, lăsați-mă să-mi explic. Care-i problemă? Citesc din, din cartea jungle sau... Oprește un pic, lăsați-mă, dacă îmi dați voie să vorbesc, îmi dați voie să vorbesc, dacă se explic. Vi se pare că vorbesc pe lângă? Vi se pare că vorbesc pe lângă? Nu citesc de aici, citesc din raportul pe care este adevărat ca să scoatem ceva la licitație, ca spus de panouri și nu știu, minunii frumoase, întâlnirii. Da, Ionut. Trebuie să identificăm întâi o sursă de finanțare și după aceea să scoatem. Păi este sursa de finanțare pe mediu. Iertați-mă, domnul primar, nu am spus că nu vreau să vă prezentați bugetul. Păi nu mă întrerupeți, lăsați-mă să-mi expun după care și la parte pe fiecare punct de aveți. O să-mi spun, da, lăsați-mă să-mi expun. Dar să vorbesc dacă tot
făcut, am avut inițiativa să fac acest proiect. Dacă era dat detaliat. Vă spun cum are interes, dar mai devreme că am... Prea mult sau prea... Mai devreme că am divagat de la subiect. N-am divagat la subiect. Citeți treceți pe lista de investiții care sunt importante. Oamenii așteaptă măsuri concrete. Trebuie să facem obligatorii odată la 10 ani. Este obligatoriu, odată la 10 ani trebuie făcut. Păi fără PUC nu poți să faci, nu poți să aprobi o strategie a comunii, nu poți să dezvolți. Am înțeles. Am înțeles. Se pare că vorbesc de altceva. Nu, am făcut o mențiune și vă rog să continuați. Alte lucrări în continuare. Înființarea unui centru de colectare de deșeuri prin aport voluntar în Comunitatea Căciune. E vorba de platforma de aport de gunoi cu aport voluntar, care știți prea bine, am aprobat-o și am aprobat-o în Consiliul Local. Am semnat contract de finanțare, trebuie să emit autorizație de construcție. Este vorba de zona de la partea dinspre Gheorghe Doja, unde acolo este vor fi aduse, acolo vor fi aduse. Farca și imediat facem acolo. Asta trebuie în toată. Dar dacă nu mă lăsați să explic. Dar este greu, dragi colegi. Este greu acolo. Dar puteți să-ți ia, domnule, să terminăm. Mă lăsați să vă zic direct, atunci dacă... Doamna Popra, nu vrea să stea toată ziua cu mare. Ar fi politic. Lăsați să... Doamna Popra, vreți să votăm, să plecăm? Da. Votăm, dar voteți să votăm. Lăsați inițiatorul să-și susțină proiectul. Este un principiu cu care trebuie să fim. Dar nu ați intervenit întrerupt de atâtea ori. Acum spuneți lăsați în urmă. Cui îi spuneți lăsați? Rușine, am adică avem niciun oameni în urmă. Am făcut o mențiune mică, s-a de la ușba. Am o diferență, domnule. Da? Pentru asta trebuie să ne fie rușine. Da? În fine. Repetăm, repetăm. E putea de la capitolul de drumuri și alte cheltuieli. La alte lucrări în continuare. Modernizarea infrastructurii în Comuna Răcăciune, e vorba de lucrarea care se execută acum pe satul Răcăciune, partea despre, de la Siriște, centru, blocuri, Broșteni, Dulăpeni și mai departe. Reabilitare și modernizare infrastructurii rutiere în Comuna Răcăciune, sat Răcăciune, e vorba de Angel Salini. Am prins finanțare pentru document, pentru asfaltarea construirea de șanță cu deții pe zona de la Han către, până la Gășteni, până la Pod, inclusiv cu amenajarea unei zone de, așa zisă, promenadă, deci zona de centru din fața Casei de Cultură, Monumentul Eroilor. Reabilitare strada Ederii Gheorghe Doja și strada Ștefan cel Mare, e vorba de străduța aia care a rămas la Gheorghe Doja, a scăpat și nu este asfaltată și strada lui doamna, nu doamna, strada pe care stă doamna Preșară de Calat, Grafiere, apare aici și Gâșteni și Berende și Ciucan, deci cum a spus domnul primar, proiectul este Ștefan cel Mare Răcăciun, da? Atât. Așa spun că astea sunt lucrări în continuare, sunt lucrări care nu le putem insista că sunt în lista de investiții, se lucrează și trebuie dus la bun sfârșit. Da, bun. Acum, întrebare, procentual, până pe data din 9 iunie, când vor fi alegerile, unde credeți că duceți toată lista asta de investiții? Procentual. Eu am spus ce mi-am spus, eu 24. Acolo sunt oameni care vă văd și de data asta nu-i mai păcăleți. Dar nu am spus că-i păcăleți, că eu am prezentat. Nu mai vede, care sunt aprobate. Eu acolo sunt. Dar cine a stabilit data de 9 iunie? Cine a stabilit data de 9 iunie? Mi-a spus cineva. Nu mai zic, domnul primar. Pentru alegeri sau facem de fapt, indiferent că este, că nu este, trebuie să meargă în continuare. Chiar dacă vitul dumneata, domnul Bădărău primar, după 5, 7, 9 iunie, când o să fie sau altcineva, trebuie să duci investiția mai departe, că sunt în lucru, sunt în continuare. Dar sunt pentru oameni. Dacă voi considera că sunt pentru oameni, da, de păi sunt, aha, vi se pare că ceva am propus eu și ce ați aprobat în sigur, nu o să mai vadă oameni în Comuna Răcăciune, toate firmele astea pe care lucrează 50 ani. Nu o să vadă lucrare. Nu o să le mai vadă. Domnul primar, scuzatele. Domnul primar, vă pun atât. Vă rog frumos în fața ta, fiți foarte realist, măcar acum, dacă l-ați urmă acum. Cât la sută, frumos, domnul Bădărău, o să realizați anul ăsta?
Dar nu poți să zic 100% pentru că uitați, sunt niște... Stai două secunde, uitați, că nu mi-a ridicat mingea la filo. Sunt niște contracte încheiate cu termene. Nu poți să stabilezi că asta e în funcție de evoluția vremii, în funcție de evoluția constructorului, în funcție de documentația care va fi pusă de comisia respectivă. Sunt două anexe la două bugete, 2023-2024. E același buget, domnule. Păi da, în continuare, pentru că cu finanțările, domnul Drăgăstan, dumneata, ai uitat ce ai votat, cred că nu știu. Cu finanțările pentru lucrările mari care le-am citit aici, da? Hai să vi le explic, ca să înțeleagă și oamenii, ca să tot îmi dați că oamenii înțeleg foarte bine ce trebuie să facă. Da, înțeleg, dacă nu vreți dumneavoastră, asta e altă problemă. Oamenii văd ce pentru lucrarea, și o luăm încă o dată, pentru lucrarea de asfaltare la Rătăcii, modernizare, străzi și așa, asta este o cofinanțare a primăriei de acum când vorbim. Mai trebuie să mai pune încă 15 miliarde, da? Ca să fie finalizată, pentru că au fost actualizări și mai sunt lucrări în continuare, dar lăsați-mă să vă explic. Dumneavoastră spuneți și vreau să vorbim. Dar nu spuneți adevărul. Care adevăr? Ce adevăr? Pentru că... Ce adevăr? Ți-am explicat exact ce ai votat anul trecut, lucrările trebuie să meargă în continuare. Trebuie să meargă, dar până trebuie să meargă în continuare. Resistăm că vreți dumneavoastră, Drăgăstan, da? Noi venim cu argumente. Atunci, la ce am început lucrarea la strada Cornici și ăsta, vă zic ăsta? Copos. La ce am început, domnule? O să intrăm în buget pe capitole și o să ne explicăm exact care e situația. Lăsăm asta, ca să nu te ridicăm. Atunci nu spune că nu pot fi contracte lucrările, adică trebuie să lăs lucrările care au fost începute anul ăsta să fim clar. Nu, astea sunt conform legii de anul început, anul trecut, o continui cât este contract de finanțare. Dacă constructorul sau dacă cei din comisie constată că sunt anumite neconcordanțe, le rectifică pe perioada contractului valabil. Nu este nimic făcut în afară. Dumneavoastră spuneți la o... Domnul președinte, dacă tot așa dăm un lucru, eu am explicat. Haideți un pic civilizat. Nu vă agitați, domnul primar. Dar ce treabă cu bugetul? Da, ce treabă au? La diverse domne, dacă aveți treabă, ce aveți? Sunt convins că niciunul din colegii mei și nici eu nu o să fie împotrivă pentru propunerile care le faceți pentru biserică și pentru școală. Mă bucur că asta a fost foarte... Da? A fost foarte... Eu ca... Foarte binevoitor. Mă bucur. Am fost de când sunt consilier. Păi ia vedeți dumneavoastră. Pentru când dumneavoastră ați spus că sunt 7 parohii și le-ați dat la biserică doar 220.000, am spus, domnule, trebuie mai mulți bani la oameni. Pentru că sunt 7 parohii, vă aduceți aminte? Tot așa de filmat lumea. Că dumneavoastră le spuneți, vedeți că Bădărău e nebun, că nu vă dă bani. Eu nu dă... Banii sunt ai comun. Vorbim posibil de dumneata. Eu din respect pentru invitația am răspuns. Da, sigur. E nevoie, nu e nevoie. Păi da, dar dacă noi discutam bugetul, oamenii ăștia veneau și mai dat ceva frumos. Dacă vrea să ne spună ceva, da. Bună ziua tuturor. Eu am înaintat către Consiliul Local și către UAT Răcăciun o adresă, cred că domnul primar, dumneavoastră, consilierii, ați luat cunoștință de ceea ce am scris eu aici. Într-adevăr, este foarte necesară centrala la grădinița Răcăciun, cea care cazanul s-a spart. Coșul de fum care este foarte deteriorat, aproape să vedeți focul cum iese din coș, și a fost controlismul și bineînțeles că mi s-a pus în vedere acest lucru. Trebuie rezolvate aceste probleme, de asemenea la școala la Răcăciun, la școala PJ, școala cu etaj, corpul A, sunt două cazane de centrală care sunt foarte vechi, nu mai sunt conforme, și nici instalația din interior a început să pocnească efectiv țevile acelea, pentru că sunt țevi de fier. Și vă dați seama ce... Na, e foarte... Iertați-mă, vă rog, când au fost montate centralele respective? În 2007. Da. Nu eram primar, așa să... Nu, dar atunci au fost. Când am dat, dar e rău, ziceți că e rău și așa. Că dacă n-ați luat o centrală, au fost 4 mandate, e rău și așa, vă spun. Nu au fost cerinți de partea școlii, ce vreți să faci să schimb așa? Nu, dar era o glumă, aici era o glumă. Acestea sunt probleme stringente pentru școală, adică să... Dacă eu am trecut aici, în această adresă, mai multe lucruri, dar... Da. Mulțumesc, doamna director. Aș vrea să o las un pic pe doamna, dacă îmi permite, doamna președinte, da. Doamna contabil, să-și expun din punct de vedere al schițelor bugetului, cum a procedat și care au fost
proiecții, bugetul pentru... Au facut ca să fie un OAT-ul funcționat, dragi mă, sunt alte, în afară de investiții, sunt și alte cheltuieli care trebuie să poți. Cu salarii și cheltuielile de reținere și funcționare, respectiv utilități și... Se poate. Deja... Păi, nu știu, doamna contabilă, procentual, ce înseamnă salarii din bugetul proiectat pentru anul 2024? 20, ce înseamnă salarii? 25% salarial și dacă luăm în calcul și asistenții, trebuie să-i joați. Acolo vreau să zic că nu este vorba de o angajare voită de... Adică sunt impuși. Exact. Așa e legea. 44% din bugetul Comunei Răcăciuni. Mulțumesc. Dacă nu dacă domnul mă simt nevoit să intervin. Am ridicat mâna, mi-a obosit brațul. Am promis să fac doar un chef. Care deservez cu atel. Restul nu deservez. Da. Vorba de oameni cu nevoie asistați, oameni care stau la pat, care au nevoie de asistent personal. Astea fac păi parte. Dacă invocăm așa și spunem 44% din buget, informația e o leacă salariile și asistenți sunt oameni care au, sunt vitali banii pentru ei și credeți-mă că am lucrat în sistemul ăsta și chiar nu. Și vedeți că intervin numai unde mi se pare că o un pic în așa. Nu. Sunt oameni cu probleme care au nevoie. Dar nu spune nimeni nimic. Da, când facem mențiunea și spunem 44% din... De fapt, alta era. Singura mențiune... Așa am perceput-o și cetățeanul așa o percepe. Că patru e foarte mult, avem bugetul ăsta și cum aici. Strictul salarii e 20%. Uite, dacă îmi dați voie, nu știu să înțelegeți. La cât are UAT-ul... Să înțelegeți exact la ce m-am gândit. Dacă noi avem 44% din buget, care trebuie să-l cheltuim în direcția asta, rămân foarte puțin bani pentru investiții. Și e clar atunci, dacă ne uităm, ar trebui să vedem pe fonduri europene, să nu vedem zero, ca să vedem cifre. 24, cât nevoiași Dumnezeu, așa... Dar nu, dar eu nu mă aleg de asta, asta e. Dar aș vrea mai mulți bani pe investiții, să facem ceva pe fonduri europene, că nu facem, dacă vă uitați în buget, e zero, domnule. În cazul fericit, ăsta e idealul, dar asta e felia din pâine care o avem. Trebuie să în derulare și trebuie să vin cu finanțări mari. Dați-mi asta o explicație, adică vreți să purtați eu cel sau altceva, să poartă o haină scumpă, dar nu are bani decât 500 lei, să-și ia o haină, nu poate mai 20 milioane, și-a mai de 5 zile. Noi am vedea că așa prezentat. Soluții există că... Dar trebuie să vrei, în primul rând. Și să nu te rezum doar la banii din buget, 18 milioane. Dar sunt fonduri pe... Sunt investiții în fonduri europene, cum spui că nu sunt? Bun, cu finanțele, cum? Păi da, Casa de Cultură, câte milioane de euro cu ăsta, că am pus... Domnul primar, nu trebuie să vă spun eu ce trebuie să facă primarul comunii, trebuie să ducă să facă bani, domnule. Trebuie să ducă la urs să facă bani, să vină cu bani la comună, că de-aia ai primar. Sunt proiectii care nu le poți acoperi din bugetul local și pe fonduri, ca și cu finanțare. Ce să facă? Ce bani? Să bată cu bunul, nu știu unde să bată. Am făcut, sunt proiecte care să le duce la bun sfârșit. Știți cât costă o branșare sau o investiție de-asta la Gheorghe Doșa? Ușor, păi nu, aveți aici șapte sau opt extinderi de lucrări, da? de energie electrică, care ne chinuim de atâția ani de zile. Știți cât costă asta care la Gheorghe Doja, da? Stați că vă spun acum. În prima, n-ați fi fost niciodată în situația asta, dacă nu ce-ați treabă. Ascultați-mă, toți ăștia de aici vă sprijineau. Cât plătesc impostul, domnul? Cât plătesc? Habar n-am, dumneavoastră știți. Vreți să-ți prezint? Auziți. Știu, avem 12%, avem 12% susținere din banii proprii. Nu, 40% era... Și cât sunt datori la bugetul local? 40%. Cât ar fi? Cât ar fi? Auziți cifre, nu? Da, taxe și impozite. Vrem să discutăm și asta?
Nu vreau să vă arăt acum cât costă o lucrare de la domnule, că eu n-am nimic de la Câmpul Poștii. 1.950.000. 2 miliarde, lucrarea de la Câmpul Poștii. La ce spun? 200.000 de lei. 200.000 de lei. Adunați extinderea de la Dumbrăveni, 3 miliarde jumătate. 350. Da? Da. Bun. Adunați extinderea de la strada Cornișei, care aia, la fel o să coste vreo 2 miliarde, 2 miliarde și ceva. 200. Bun. De la, la fel, la SMA, adunați la, de la Ciucani. La SMA oricum e mult mai mare. Suntem la 750. Da, stai, la SMA, la strada Sietului. Și-ați proiectat 18 milioane. La sfârșitul nu mai vor fi. Păi și atunci cum spui? Că eu asta trebuie să le execut. Că sunt în lucru. Dacă nu fac sigur pe finanțare la astea, nu se pot trage curentul la oameni. Nu pot trage curentul la oameni. Păi și atunci salariile, indiferent că sunt la școli, la asta, la bugetul, este, cum spuneam, mare, dar ăsta trebuie să facă funcționat. Indiferent ce este, să facem funcționat în sensul că trebuie să funcționeze și școala trebuie să funcționeze, să avem salarii la persoane care sunt probleme, să avem salarii la învățământ, peste tot. Să fii funcțional, după care te apuci și îți continui cu lucrările începute și după care mai faci ceva dacă ei sunt bani pentru asta. Am 13 amendamente, trebuie să vorbesc și eu peste că stau cu mâna ridicată degeaba. Dacă îmi dați voie să vi le citesc. Propuneți, citește-le și după aia le propune la voie. Vă rog frumos, ca să scurtăm timpul de lucru. Vă rog. În primă fază am făcut o analiză pe buget. Din 2021, 2022, 2023. Am fost curios să văd evoluția bugetului și cred că sunteți și dumneavoastră curioși. Am deschis tot timpul linia, bugetul total. Am început cu o sumă, am terminat o sumă mai mare în fiecare an. Da, e firesc. Este firesc. Exact. 2021, 33%, 2022, 39%, 2023, 16%. Vorbim de diferențe de 3.900.000, 5.800.000, respectiv 2.600.000. Asta ne arată că astăzi noi ce aprobăm, sumele vor mai crește. Alocările pe anumite capitole vor mai crește. Legat de cheltuieli cu costuri fixe, îi spun eu, că așa spunem în mediul antreprenorial, ălea nu le pot modifica, dar pot suplimenta investițiile și crește veniturile. Pe titlu 71-58, învățământ, drumuri, în zona asta de bugetare, am avut un total de 8.185.000 sume alocate. Tot ce înseamnă cofinanțări drumuri, cămin cultural, cheltuieli de capital pe dezvoltare publică și așa mai departe. Adică bănuți cu ce să ne mișcăm avem. Nu suntem chiar de aici de acolo. Cu toate că se putea mult mai bine și anul 2022 înainte, anului 2023, care a fost un an cu război și multe crize și care s-a revăzut și la noi, anul 2022 chiar a mers foarte bine. Adică am avut o diferență, am închis cu o diferență de 5 milioane. Care, scuze-mă, intra... cursul ăsta de contabilitate finanță poți să faci acum dată? Nu, este justificarea pentru amendamente. Păi, da, dar e deja un curs de contabilitate finanță. Nu, treci direct la amendamente. Pentru că amendamentele noi de poți să... Eu personal te voi susține dacă sunt viabile. Am făcut o introducere. Deja curs. Doamna nu mai are rost, mai stai aici. Nu. Haideți să trecem la amendamente, te rog. Sunt 13. Sunt. Și o să ai tot... Nu, diferența dintre bugetul inițial și bugetul aprobat, ultima rectificare la decembrie. Sunt total de acord. Deci, dar asta ne-a dat 30 de miliarde am alocat în primul fază. Nu erau previți, și aveam în cont. Asta de asta domnilor, înțeleg. Altceva am scos în evidență. Înainte să trec la amendamente, am făcut o introducere că bani anul acesta vor mai veni pe românești. Asta. Haideți, vă rog, dați curs. Bun. Eu sunt aici și cred că și alți colegi de-a mei poate sunt în asentiment cu mine sau nu, este că trebuie să venim să aducem dezvoltare și tot ce înseamnă aportul nostru pentru cetățeni. Așa că pe lângă cele pe care le-ați prezentat dumneavoastră, mai sunt multe alte. Și, dragi colegi, dacă îmi permiteți, dacă nu, o să vorbesc mai tare și mă ridic și în picioare dacă e nevoie. O să încep pe învățământ, am 3 amendamente. Pe lângă cele propuse de dumneavoastră, care unele dintre ele se regăsesc în 2021-2022-2023, lucrări în continuare, adică o centrală și așa mai departe, consider că trebuiau prioritizate și făcute mai repede, pentru că la școală, unde sunt copii, am fost, am văzut și eu, e o problemă acolo. E legat de școala de la fundul Rădăcini. Am susținut asta și în trecut și nu vreau să intru în alte detalii.
am să trec direct la citirea amendamentelor, dar vreau să înțelegeți, mă bazez pe banii care vor mai veni, mă bazez pe o prioritizare diferită a cheltuielilor. Ideea este că dacă vă bazați pe niște bani care urmează să vin, atunci puteți legaliza și alte cheltuieli. Adică eu nu pot să pun în buget o sumă ceva pe care propus. Cred că o să o primesc. Am ținut cont de acest lucru. Vă mulțumesc mai mult. Domnișoara directorul a venit și a solicitat nevoile din nu și ne spune nimeni. Adică jignești involuntar, domnul Vazis. Trebuie eu făcut mai de nu când coordonatorul. Știi că la fundul Răcăciun trebuie schimbată de 3 ani centrala de acolo? Păi nu știm, păi, dacă doar nu înseamnă că nu știi doamna director și știi că știi. Știe și doamna director. Și au fost solicitări în sens. Dar nu, nu intru, nu intru în amendamente și doamna director de scurtă. Mai bun. Construire corp nou, toaletă, școala fundul Răcăciun. Este în interiorul școlii, funcționează. Okay. Trebuie construit un corp nou. Interior. Dacă dumneavoastră și dragi colegi mergeți la școala fundul Răcăciun și verificați acele toalete. Dați-ne sumele de unde putem lua. Toalete. Dați-ne sumele de unde putem sigur, lua. Sigur, sigur. Aloc în prima fază 100.000 de la marcajul rutier. Autorizați de construcție și avizi aveți acolo? 246502 învățământ. Avem prinsă marcajele rutiere. Stai cu mine. Aha, da, spune-ți. Stați că se vedem. Și diminuăm din capitolul 8402 de la marcajul rutiere și cred că putem renunța la marcaje și să-i ducem în învățământ. Știți că am fost accident. Eu vorbesc din propria... Nu ne-ați prezentat până acum absolut. Păi nu trebuie să noi suntem aici doar ca să ne facem prezența. Ta ca și consilier, că circulă la fundul Răcăciun, că circulă pe drumurile publice și trebuie să fie semnalizate, de ceea ce mi-a zis domnul Iacobuș, că trebuie pus indicatoare, de trebuie pus... Marcate, da? De când nu sunt marcate, păi nu sunt, pe străzi? De când? De când? Din 2020. La lucrările care sunt executate. 24. E perfect. Haideți să trecem mai departe, că pierdem timp. Eu nu spun un singur lucru. Dumneata, dacă ți-asumi un accident? Nu mi-l asumi. Păi atunci... Dar acum 3 ani de zile de ce nu... Păi erau marcajul sunt încă, marcajul încă sunt într-un stadiu de vizibilitate nu bună. Marcajele... Spre rău cum ar veni. Dar nu facem intreceri de pietruri. Nu facem, că nu ți-a sigur dumneata seara când circulă drumul la fundul Răcăciun și în celelalte sate, să știți dacă în timp de seară nu circulați, e bine la Bacău, mai bine stați la Bacău decât la fundul Răcăciun, e foarte bine circulați. Haideți să trecem mai departe, că pierdeți. Eu vă propun un singur lucru, în momentul în care este un accident, răspundeți. Dacă vă asumați chestia asta. O să aveți bonus pentru marca generalul acesta. Nu vă faceți nicio grijă. Dar n-am treabă. Eu am o ofertă de preț aici. Am o ofertă de preț în care spune clar. Uite, oferta de preț care spune clar. Haideți să trecem mai departe. Drum Sătesc. Dar să vă spun că noi. Drum Sătesc. Cătun Dumbrava. 1,973 km. Strada Petru Țuțea, strada Dubrăteanu, strada Buzdugar, strada Rogofotău. Da? Deci toate astea sunt un 2500 de metri pătrați. Preț unitar fără 1.250.000 fără TVA. Dumneavoastră după care vin trecerile de pietoni, lăsați mă să vorbesc. Da. Trecerile de pietoni care sunt la Răcăciun, fund Răcăciun, Gâșteni, care trebuie semnalizate corespunzător și marcate. Vor fi bănuți și vom face și pe acestea. Tocmai v-am spus, pe baza alocărilor care vor mai fi până la finalul anului, faceți o medie aritmetică între 39, 33 și 16 și vor fi bănuți. Aveți dreptate, trebuie făcute și sigur o să le faceți. Dar să nu exagerăm cum am făcut, cum oprea lumea pe stradă, aveți, bă, ați înnebunit cât e indicatoare și cât e... Mi s-a pus întrebarea asta cu lucrarea de la Ciucani. Înțelegeți? Dar să vă exagerăm! Lucrarea de la Ciucar a fost făcută. Lucrarea de la Ciucar e pe Consiliul Județean făcută și mi s-a spus că sunt prea multe indicatoare și de asta le-au stricat. Le-a stricat tot eu, primar, și după ca să aduc alte indicatoare că vreau să cheltui bani. Lucrarea de la Ciucar este lucrare foarte bine făcută, ceea ce este și verificată de către domnul consilier, că a fost acolo, am înțeles, domnul a fost acolo, e verificată, e foarte bine semnalizată. Am adus la cunoștința domnului Bulai. Sau Bulat, mă scuzați, domnului Bucur, că fură, să rup din semnalizarea respectivă. Mi-au spus indicatoare. Eu, de câte ori pun intersecția la Liciuica acolo, un coș de gunoi, de câte ori e rupt. De câte ori să pun un indicator, să îndreaptă, a doua seară iar e dat deoparte. Îți prea multe indicatoare? Alea nu sunt marcaje. Nu, vorbesc de indicatoare, că spunea domnul... Haideți să fim pragmatici, că stăm mult aici. Eu vreau să-mi prezint amendamentele indiferent de ce știu. Ați-mă dat acest amendament. Al doilea amendament. Achiziție centrală nouă la școala fundul Răcăciun și lucrări de reparații.
UPS-uri și ce trebuie acolo. Doamna director, notați că se discutăm și la fundul rătăciu sunt două centrale, într-adevăr una are o problemă, dar nu este că nu-i cald acolo. Cel mai mult e vorba de centralele astea de Arăcăciun, care nu mai fac față. Sunt total de acord cu dumneavoastră, doamna director. Ele sunt cuprinse în buget anul ăsta. Mai mult de atâta, colegii cred că au văzut, sunt pe primul trimestru, deci ele trebuie executate rapid. E punct aici. Trecem mai departe. Aceeași sumă suplimentăm de la 8402, de la marcajul rutier, am avut 150.000. Propun să mutăm 100.000 pentru construire corp, toalete, fundul Răcăciune, adică avem niște toalete din panouri service și foarte ereditare și copiii aia merită mai mult de atât. Achiziție centrală nouă, 50.000. Mai departe, tot pe educație, aș dori ca să modificăm în referatul de aprobare legat de puțul de la grădinița fundul Răcăciune. Aș dori să fac o suplimentare de 15.000 de lei de la capitolul 6502, doamna contabilă, să mă corectați, vă rog, dacă încurc capitolele, nu sunt contabil, eu am citit bugetul cât de bine l-am putut. Aș dori să facem o suplimentare cu 15.000 de lei, să luăm de la expertiză clădire învățământ, acolo în momentul în care veți... Aici știu că este un... Domnul Consiliu, raportul ăsta de la ISO, parafat în atâtea pagini făcute și după o săptămână de controle. Așa. Spune clar, instituții publice, școala gimnazială, Căciun, școala primară, Căciun, școala primară, număr 2, Căciun, școala primară, grădiniță, absolut toate nu astea. Toate astea sunt puse aici ca să rezolvăm începerea documentației de avizare ISU. Nu acest lucru, domnul primar. Cum se iau de la școală? Dar nu mă lăsați ca să termin, ca să înțelegeți. Păi eu zic că e mai bine. Înțeles, nu contest că trebuie făcute expertize și trebuie să vină termen pe ele. Nu trebuie să vină ISU peste noi să facem expertize. Asta trebuie să și și pentru persoane fizice, și pentru persoane juridice, și pentru instituții publice. Ba trebuie da, să avem sunt grijă controle de aceste clădiri și dacă nu sunt controle. Dar ce vreau să vă supun atenției? Din acei 50.000 de lei... Deci din 50.000 de lei... Vreau să iau doar 15.000 de lei și să-i mutăm în cadrul aceluiași capitol mare învățământ pentru a fora un puț cap-coadă la fundul Răcăciun, unde dumneavoastră ați prins 35.000 pentru demisipare foraș puț. Eu doresc să modificăm acea linie și să o denumim foraș puț grădiniță fundul Răcăciuni. Tot pe primul trimestru am înțeles că l-ați prins și vreau să executăm un puț să existe odată apă pentru totdeauna la acea grădiniță. Îți explic și mă ridic în picioare și vezi de ce nu se poate lua de acolo, pentru că eu nu pot să nu respect termenul respectiv, da? Vă rog, da. Sunt la camere. Scuzați-mi ca să citesc. La camere. Ce scrieți? Punerea în funcțiune a construcțiilor amenajări noi și a celor existente care stau executat. Quantum 20.000. 20.000 la 50.000. Dar sunt două. Stați! Grădinița cu program Ciucan, grădinița cu program Noval Ciucan și grădinița de la Răcăciune. Între 20 și 50.000 la ambele. Dacă este nevoie, vă rog eu frumos. Eu v-am spus foarte clar acolo. Eu cred că suntem într-o eroare de la primul an. Expertiză clădire învățământ. Nu poți să aloci 100.000 pentru o clădire, dumneavoastră ați auzit, ci 100.000 pentru o clădire. Eu mulțumesc mă să-mi susțin. Eu vreau și eu să iau de la rutieri 100.000 să fac un spital, frate. Dar tu nu, costul, ai un deviz estimativ acelei clădiri care ai vrea să o... Nu, pe cuvânt, așa vreau și eu. Luăm de la toți banii de la rutieră și îi facem, vreau un spital la Răcăciune. Foarte frumos mă ridic în picioare și atunci cetățenii o să mă aprobi și să văd ce băia bună-i din țoiul. Da, doamna, la fundul Răcăciune e nevoie de TPN-ul. Nu mai am, crede-mă, nu e așa. Valentin. Nu, dar nu, asta din expertiză nu poți să iei, dar eu vreau să vă spun ceva. Mi-mi place foarte mult. Vine domnul Ișoc acum și vine cu niște propuneri. Și colegul meu citia. Și eu am foarte multe propuneri. Mi-a fost plăcut să avem discuția asta înaintea bugetului. Și să vedem concret unde vom bani, frate. Și să duci la îndeplinire dacă e viabil. N-am putut eu să vin la o discuție prealabilă? Nu vrut, n-ați venit. Eu sunt maleabil, doamna contabilă, vă mulțumesc, aveți dreptate. Aveți dreptate. Eu așa aș fi discutat. Bă, aici ați banii, asta putem face, asta nu e corect.
spus acum. De asta v-am supus atenție să mă corectați. De asta v-am supus atenție să mă corectați. Deci am vorbit 10 minute degeaba. Păi i-ați dat dreptate, doamne, contabile. I-am cerut să mă ajute în expunerea amendamentului. Tot amendamentul pe care l-ai prezentat în 10 minute, n-am nicio valoare. Ba, dar are valoare pentru că nu trebuie sursa de finanțare. Ascultați-mă până la cap. Nu am bani de la bunuri și servicii. Un amendament care se nu mi l-am reflat ca să nu vorbim așa mult. Da, păi, domnul Iisus, tot de la așa, e și în amendamentele, că așa... Exact. Deci suplimentăm această sumă nu de la expertiză, am încurcat de la capitol, de la bunuri și servicii. Trece mai departe ca să nu pierdem timp. La capitolul cultură, domnul primar, avem o problemă legată de acea valoare de cofinanțare. A trecut 300, 500, 300, 7 miliarde în baza unei oferte aduse. Există acea ofertă? Ați vorbit pe el. Trebuia să nu puneți un amul. Deci, viața ca totuși înainte se încheie lucrarea la casa. V-am întrebat, proiectul cofinanțării a ședinței din anul trecut în care v-am întrebat și mi-a spus de o sumă de 350. Aia era și s-a reportat, a spus, de anul trecut până acum s-au făcut și anul trecut. Să iau dotări cu 3 miliarde jumate când ele fac 7. Bun, la cultură, doamna contabilă, am o întrebare. Anul trecut am avut bugetat mini-terenurile de sport pe capitolul cultură. Este corectă bugetarea așa? Adică am crezut că fiind vorba de terenul de sport la școli, cred că se ducea pe învățământ. Dar e ok și la cultură. Ok, bine. Am văzut că au dispărut în acest an aceste mini-terenuri de sport. Un lucru care mă doare foarte tare. Mi l-a arătat în puțin, vă rog, că nici nu l-ați menționat când ați prezentat buget. La fundul Răcăciun s-a încheiat? Nu, deja a început la fundul Răcăciun. Ba da, stați un pic, dar... Lasă-mă să vorbesc. La fundul Răcăciun a început domnul primar. Acolo unde puneți Crânciovu, ați început. La Gheorghe Doja ați cerut o sumă de 60.000 de lei. 79. Astăzi avem 60.000 de lei în referatul de preaprobare. Citește bine acolo. Eu... Pentru ce s-a făcut acolo, copilul? S-au încheiat. Nu am făcut nimic acolo, nu s-au mai lanțat. Asta vreau să spun și eu. Deci au discutat cu bugetul de acesta. În funcție de autorități, am mai stimulat cum faceți dumneavoastră cu un amendament respectiv diminuat și am dus ca să putem să... De ce nu le-ați lăsat măcar cu 1.000 de lei ca să vă lăsați intenția să ne finalizați? Eu știu, dar prima de ce ați dat? Trebuia să lăsați linie bugetare deschisă și să o treceți la lucrările continuare ca și anul următor. Dragi colegi, vă rog să-mi dați voie ca să următorul amendament la capitolul cultură 246702 71 construire mini teren de sport în satul Fundul Răcăciun la școala gimnazială Fundul Răcăciun. Vreau să deschidem această linie bugetară. Ce? Cu alocare de 50.000 de lei de la închiriere buldoi excavator. Construire mini teren, doamna secretară, mă opriți dacă le citesc prea repede, de sport la școala gimnazială Răcăciun numărul 1. Asta în ideea în care ne confirmați că lucrările sunt încheiate. Dacă ne confirmați că lucrările sunt încheiate la școala numărul 1, retrag amendamentul. La școala numărul 1, acolo este încheiat, da? Păi stați un pic, stați un pic. V-ați apucat de sămânțat, să zicem. Ați alocat banii. Dumneavoastră ați explicat altceva în comisie, ca să știți și pe... am pus întrebarea asta în comisie, domnul președinte. Și a spus că Curtea de Conturi îi obligă să... O să ia măsură și o să se... Curtea de Conturi, da? Da. Deci și noi ce a spus anul trecut? Dumneavoastră ceva nu e regulă acolo. Domnul primar spune ceva. Nu, nu, stați-o pic că e televizat în comisie. De fapt, lucrurile stau în felul următor. Dacă îmi dați voi, cred că o să fiu destul de clar. Ați precizat în ședința la buget. Nu lăsați-mă spun eu. Eu notează-ți cum mi-am notat și eu și discutăm punctual. Pentru că nu... Nu mă trebuie. Era foarte important. Deci noi am semnalat că sunt niște probleme cu terenurile de sport de la școli, dacă mă asculți. Da? Am semnalat problemele respective. Au venit Curtea de Conturi și dumneavoastră acum ne confirmați în ședința... La mine o să vină sigur de la... Eu merg pe cuvântul dumneavoastră că este finalizat, dar Curtea de Conturi a dat măsuri, este foarte bine. Următorul amendament. Am înțeles, la Răcăciun, Curtea de Conturi
va da măsuri și se va finaliza. Nu știu, ce mă cerți acum? Păi nu, ca să mă fac înțeles că ce ai spus cu asta vrei de așa. Păi eu dau următor. Retrag amendamentul de la școala gimnazială Răcăciun datorită faptului că domnul primar împreună cu domnul viceprimar au confirmat că lucrările acolo se vor finaliza prin măsurile date de Curtea de Conturi. Suntem toți blămuriți pe aspectul ăsta? Vă mulțumesc frumos. Mai departe. Construire mini-teren de sport în sat Gheorghe Doja. Vreau să continuăm lucrarea acolo. În sat Gheorghe Doja. Avem o lucrare împrejmuire. Acolo la gard s-a mai lucrat. Vreau să o finalizăm. Diminuăm bunuri și servicii 24-51-02-0103 cu suma de 25.000 de lei și, atenție, am bugetat doar ca să deschidem linia de finanțare și să lucrăm pe acest obiectiv de investiții. Este dorința mea, cred că și a multora dintre noi, și mai departe dumneavoastră puteți veni cere suplimentări de sume după cum aveți devize și așa mai departe. Știți că nu m-am băgat niciodată în aceste aspecte și nu mă bag. Dar trebuie să existe în buget, nu putem să-l avem 2 ani și în 2024 să dispară. Trebuie să trebuie. Bunul și servicii. Păi acolo sunt banii școlii. Nu la banii școli, la cheltuieli de funcționare, bunuri și servicii. Nu la învățământ. Stați un pic. Da, bugetul e total și cu toți banii la învățământ. Ce faci? Păi eu mi-am notat de la bunuri și servicii. Stați că vă spun de unde acum. Stați că vă spun de buget. Nu avem 25.000 de lei acolo? Eu stau să vă spun ce bani am eu. Alocări până la sfârșitul anului, mă repet, se vor mai face și vor fi, se vor completa sumele pe trimestrul 34. Ca să înțelegeți, dragi colegi, doamna contabilă, vă rog să mă corectați. Noi avem în buget aici alocat sumele trimestrul 1, 2, 3 și 4. Corect, doamna contabilă? Eu mă refer când iau 25.000 sau 15.000 la sumele de pe trimestrul 3 și 4, care se vor completa în iunie la prima rectificare. Este corect ceea ce spun? În cazul în care vom primi o sumă... Dacă faci rectificare în septembrie și octombrie... Am făcut o rectificare și descoperit. Ești descoperit și vin și dau amendă, doamne. E clar că trebuie să fie echilibrat. Asta fără discuții. Dacă nu facem un buget echilibrat, nu o să facem nimic. Dacă mai cheltuim 40% prin salarii, rămâne foarte bine. A dispărut din bugetul de pe 2024, a dispărut din bugetul pentru 2024, 3 ani, 2 ani la rând a stat în buget, modernizare, drum, cimitir, sat, fundul Răcăciun. Da, există autorizație de construcție. Sunt în termen. Autorizația vă vorbim acum. Unde este în buget? Arătați-mi în buget. Suma este prea mare și la o rectificare de buget, cum spuneți dată în iunie, vom prinde bani pentru asfaltul Răcăciun. Unde este în buget? De ce nu ați prins un buget? Pentru că pentru mine înseamnă că dacă n-ați prins un buget, aveți interesul. Dar atât timp cât nu am surse de finanțare, cum să încep? Să încep o lucrare dacă nu am bani de suficienți? Vreau pur când am bani de suficienți, poate prinde o surse de finanțare pe externe, am autorizație de construcție, este valabil. E scoasă pentru a documentați. Eu vă cred, dar nu vă cred. Acum, stați cu vorba. Ce vrei? Nu te stai. La dotare cămin cultural putem diminua suma. Eu nu diminuez nicio sumă acolo, pentru că trebuie să finalizez proiectul pe afir. Și am termen și îmi dă amendă mie, nu dumneavoastră. V-ați cerut 3 milioane de jumătate, acum ați cerut 7 milioane. Eu citesc amendamentele, le supunem la vot. 24-67-02, dotare cămin cultural 50.000 de lei. Nu, ați venit cu 350.000. În proiecția de buget. Cum stă 7 miliarde astea, care sunt suma mare, care se crede, se stă în dotări și în tot ce ține. Eu știu în ce stă. Tot ce ține de încheierea proiectului pe afir, care a semnat un contract și dumneavoastră ați fost de acord
să-l finalizăm. Mi s-a prelungit termenul și eu trebuie să duc la bun sfârșit, că îmi impută banii, îmi impută banii a firului. Eu nu vreau să fac pușcării pentru dumneata, că vrei tu 5.000 de lei, când să stăm în cerții. Dacă doamna contabil nu știe să facă bugetul, înseamnă că degeaba ai să întâmplă. Deci, ideea este... Am ajuns să finalizez lucrările pe a firului fondurile europene, că spuneți că nu sunt fonduri. Și acum mai vreți 50.000 de acolo, sunt ce nu știu unde aveți dus. Veniți cu propunerea asta pe o hârtie, cu amendamentele astea, după ce, după, până în iunie, vedeți ce se poate face acolo și atunci facem. Nu pot să mă angajez să fac ce spuneți vreau să rup din fonduri europene bani care eu am de fonduri europene. Dacă îți asum, nu știu că... Care nu rupeți din fonduri europene, nu mai intrați în eroare. Restul de marțări nu ce rupeți din fonduri. Chiar nu vreau să folosesc de acum și termen. Hai să fim corect. Așa, mă joc de a proiectele europene la Răcăciune. Există o ofertă și demersuri. Trebuie să o respect. Și demersuri. Așa o stabilit domnul stabilit. Da, există. Avem autorizația pe autorizația. Spune așa, îți aprob suma de și tu vii cu atâta cofinanțare. Ai cofinanțare, e proiectul. Nu ai cofinanțare, nu le. Dacă are dreptate, are dreptate, că eu nu am niciun interes să vorbesc ca iure. Știi? Și dacă eu îi impus pe finanța de acolo, așa, că Vali spune ia de acolo. Ia de acolo, știu că din vorba iure. Dar nu am înțeles niciodată suma de la 350.000 a ajuns în 700.000. Nu s-a discutat, nu s-a explicat în ședința de Consiliu de ce e această dublare sumă. Păi suplimentare, de anul trecut am reportat banii anul ăsta și anul ăsta. O să vă minunați, o să vă minunați, dar acum vă dau dreptate. Ca să vedeți de ce, ca să vedeți de ce vă dau dreptate. Chiar aveți. Chiar aveți. Nu pot. Caută să iei bani din altă parte, nu de acolo, din cofinanțare. Nu te pricep. Tu știi. Eu nu mă pricep. De ce s-a dublat suma? De ce s-a dublat suma la 35 la 700? Băi, s-a dublat suma. Dar nu stabilește primarul. 350 de mii de lei primarul suma. Și n-am putut să fac achiziții numai pe, dau un exemplu, pe țambal și pe lucru, ce trebuia să fac și pentru scaune. Și scaunele alea în baza unei oferte costă și sunt puse după niște vorbe de la ei. Trecem mai departe. Dacă se lucrează la acest punct, nu vreau să ai primărie. Și ai primărie. De ce nu ai buget? Dar nu poți să trebuie. De ce nu ai buget? E pentru că nu am avut bani să prind. Cum spui dumneavoastră, dacă vrei amendamente, că mi-ai luat bani, dacă tu aș face cum spun cospirul nu mai pot face nici nu mai funcționez. Nu e adevărat. Care e adevărat? Ba, este adevărat. Bun, trecem mai departe. Bugetul ăsta nu-i bun. Trecem mai departe. Aveți și valoarea lucrării acolo în... 4 miliarde și ceva e... Și de ce nu există și valoarea colezată și 1000 de lei ca să vedem cum există acolo? Dar nu prind 1000 de lei ca să ce să mă la fel. Nu aș da cu nimic. Dar dă-mi, te rog. De ce nu plecăm să nu plecăm ăsta? De ce anul trecut? Dar nu e o problemă dacă... Anul trecut am fost în aceeași situație ca și anul acesta. Gen, n-am avut bani, dar am venit să-mi buget. Bă, de ce vinde? Dar două ori adică... Nu l-avem... Bun, ce deci am renunțat la acest, am renunțat la acest amendament. Era ok să ne facem o leacă de nu Dumnezeu. Să se să vin ceva care să fie să nu dăm un amendament chiar să vrem să ne luați să dea din eu nu pot să continui, domnul coleg, te rog frumos. Da, normal. 24-84-02 tot la cheltuieli drumuri punte sa fundul Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău, deci 110 strada Fagului. Eu am luat ca și sursă tot Căminul Cultural, doresc să rămână așa și supuneți la vot. Punte fundul Răcăciun, punte sa fundul Răcăciun, deci 110 intersecția cu strada Veșnice. Punte sat fundul Răcăciun, ajung din acolo. Punte sat fundul Răcăciun, deci 110 intersecte cu strada Veliția Citit. Corect, mulțumesc. Părinte, anul trecut s-a votat de către toți colegii mei un amendament prin care s-a înființat această investiție, că nu știu, a zis că nu e pod, că trebuie să fie, nu contează, trebuie făcut o punte. Anul acesta nu s-a mai găsit în buget. Acesta este motivul pentru care am făcut aceste amendamente. Deschiderea este prea mare
și trebuie să consult, au venit cei de la Târgu Mureș. Ați avut un deviz, nu mi-a arătat, a zis că faceți jos, că nu poți să faci dintr-un zonul de siguranță pe tot referitare respectiv să fac trecătoarea din direct mare fără a avea aviz de la Apele Române sau fără a avea autorizație de construcție pe efectiv nu mai e punte, e un fel de pod. Este punte, dar trebuie să dorm pe alții. Este punte, sunt înregistrate făcute de către oameni. Bine că găsim argumente când e vorba de fundul Răcăciun. Nu, 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 că nu s-au făcut la CICE, nu s-au făcut. Trec mai departe. Trec mai departe. Legat de Ciucan, spunem oamenilor că facem strada Răpătac, n-am bugetat nimic. Dacă ați avut discuții de la ședința precedentă, am menționat bugetat ceva? Am menționat ceva? Este de față. Păi asta spun și eu, am făcut un amendament, vreau să-l pot bugeta să știu că se lucrează la acest. Păi cu ce se lucrez dacă mi-a propune să iau din autocredere și din punctul și din drumul? Cu ce se lucrez? Mă duc cu sapă acolo să fac? Ce să-i spun eu, domnul? Avem 2 milioane. Dumneavoastră și stea de propunerea noastră? La terminat? Să înțeleg, stea de propunerea noastră gata la bugetat? Nu, dar ați venit la gurul, dacă nu mai aveți memorie sau ceva. Acum, trecută, a venit omul ăsta, domnul Bulai. Da. Cu ce bani faceți, domnule, ca să nu aveți bani? Cu ce bani lucrați la drumul ăla ca să nu aveți bani? Că vă iau eu bani. Cu ce bani, domn primar? Să-l conturăm. Să vedem, eu asta am și spus omului, că nu pot să mint omul în față să-i spun că să faci și după aceea să nu se face. Am chemat persoanele prezente care deține terenul de acolo. Ați făcut demersuri, ați făcut demersuri. Demersuri nu înseamnă neapărat execuția, poate să vină peste 2 ani. Păi și ce faci? Dacă nu am demersuri, cum să fac execuția? Vă rog, amendamentul trece mai departe. Diminuare tot căminul cultural. Am luat de la căminul cultural 180.000 de lei, am lăsat 520.000 de lei. Dar mai avem bani la căminul cultural? 520.000 de lei din 700. Neavând discuții, domnul primar, legat de ce, care e stadiul căminului cultural. Eu vorbesc, nu se poate. Trebuie să înțelegeți că nu sunt fondurile europene, într-adevăr, tot proiectul e pe fonduri europene. Această cofinanțare este cheltuială neeligibilă pe fonduri europene, suportată de stat de baza unui contract pentru finanțarea. Asta înseamnă că puteți, dacă dacă mă gândesc bine, în 3 luni de zile, nu știu dacă reușiți să faceți acolo, la rectificarea din iunie, sigur că găsiți bani să acoperiți. Domnule, dar eu votez astăzi la bugetul ăsta. Ce o să fie? Presupunerile dumneavoastră. Eu am făcut o analiză mai devreme exact ca să vedem unde sunt. Mai am două mențiuni și terminăm toată chestiunea asta. Drumul de la cimitire la... Căminul cultural, din punctul meu de vedere, așa consider eu. Dacă o să rămână un excedent de bănuți acolo, se face rectificare și duceți unde... Asta înseamnă că dacă eu am diminuat cu 200.000, dar nu știm astăzi dacă nu poate să diminuiesc acolo. Numai dacă rămân. Aveți perfectă dreptate, eu îmi susțin amendamentul. Deci, chiar domnul cultural, iar mare să nu se finalizeze lucrarea decât să ducem, nu știu, 100.000 sau dat considerarea națională. Eu zic că vom găsi bănuți dacă se face. Să se finalizeze lucrarea asta cu prioritate. Întrebăm același care rămâne, duceți de considerarea dumneavoastră. Mai aveți un amendament? Drumul de la Gheorghe Doja, de la cimitir, prin anul trecut, este în același stadiu ca cel de la fundul Răcăciun? Nu, nu, stați că aici. Este documentație. Am avut o linie bugetară în 2022-2023. Ca să spun pe șleap, da. Am fost la radist depus, am dovadă că este depus la Ministerul la CNI și s-a ales dintre... Domnul primar, nu este în buget, ce ați depus dacă nu e în buget? Am documentația făcută, aprobată, zic, din Consiliul Local. Dacă dumneavoastră te puneți pe CNI, trebuie să existe în buget. Vale, dar tu nu ești informat de... Nu sunt informat. Vorbim de drumul la care e asfaltat deja. Drumul la care e nu, de la cimitir? De peste deal, asta spune. Am avut, anul trecut. Să prind finanțare ca să pot să fac. N-am cum, că drumul de la Gheorghe Doja la Ciucan este foarte, foarte... La discutam? Da, da. Ce-i foarte iertat. Mai am un amendament. Mai am un amendament și vedem. Mă bucur că tot ce înseamnă propunere pentru chestiuni punctuale sunt foarte de rădere. E un lucru... Nu e de rădere.
Valentin, nu ești doar tu, mai suntem și noi, oamenii ăștia așteaptă să termin odată cu amendamentele tale. Păi aștept să termin, dar vorbim mai avem un proiect de ordine de zi. Da, mai avem un proiect, nu multe. Modernizare drum sat Berindești, deci 110 biserici. M-am gândit să deschidem o linie de finanțare, să facem și acolo niște avize, în caz că găsim CNI, PNRR, Salini și așa mai departe, să putem să... Vreau să vă spun că acum când vorbim, linie de finanțare pe infrastructură rutieră nu mai este. Deci pe Angel Salin, dar am depus și am câștigat, și am mai întâlnit unul care v-a spus. Da, este că deschid linia de finanțare și pregătesc documentația. Da, respecteți cuvântul. Dar de unde vorba am văzut? Asta am zis. Dacă găsim. Păi dacă, eu vorbesc pe dacă. Nu, am menționat că trebuie făcut de mers. Bă, le facem, dar nu ne interesează bugetul, pentru că poate exista o rezolvare. Am găsit banul, fac rectificare, îmi rezolv problema. Nu buget, ne transformăm în altceva. Ne transformăm în altceva, gata. Ați încheiat? Eu o să încerc așa. Aceste chestii pe care le-am propus, sunt chestiuni care sunt discutate cu cetățenii, sunt chestiuni cerute de cetățenii. Le cunoaște și o parte din toți consilierii. Vedeți că am ținut cont, de exemplu, la școală, la Răcăciune, am văzut că ați prins centrala, ați prins construirea corpului. N-a zis nimic, că este ok, trebuie să-l facem. Adică unde am considerat? Dar eu... Înțeles, primarul trebuie să-ți ceară aprobare. Domnul Daru, dar dumneavoastră trebuie să-ți ceară aprobare. Dar ne ține o oră ca să-mi spui ce-o spun primarul. Dar n-ați observat că e favorizare. Eu așa înțeleg, e favorizare Răcăciunii de favoarea. Nu, nu, nu. Am zis așa, te exprimi, așa percepi. Dar vreau să-ți mai spun o dată, centrala aia de la Răcăciun, și ți-o spun în cunoștință de cauză, este spartă, terminată, copiii îngheață iarna. Nu mai dați mesajul. Am ținut cont de ce a propus domnul primar. Ținut și voi cont, cam așa. Nu, aici chiar avarii mari la copii. Stau copiii în frig vari. Nu, este prins și n-am zis nimic, că nu înțelegi. Este prins și n-am zis nimic. Noi o să spunem la vot amendamentele domnului Ștoc. Vă rog frumos. Și cine este pentru? Fac o mențiune. Toate amendamentele sunt ok, foarte bune, dar nu avem surse de finanțare. E clar. Haideți să vă mai arăt unul. Îți drum. Haideți să vă mai arăt. Domnule, suntem la vot. Ce dracu facem? Suntem la vot, da? Cine este pentru? Pentru ce? Toate pentru amendamentele prezentate de domnul. Păi nu. Cine-i pentru amendamentele rovale? 5. Vă mulțumesc frumos. Când am vorbit de alocări, avem prognoze de la ANAF. Cine este împotriva? Și așa mai departe. Cine este împotriva? Nu ne-am apucat. Cine este împotriva? Numărați, vă rog. 550.000 de lei toate amendamentele. Nu cred că nu se găsesc. 550.000 de lei toate amendamentele. Chestiuni. Votăm, domnule. Poți să dați? Vorbeam cu doamna contabilă. Era la vot, nu era la discuție. Domnul Bulai, ai votat sau n-ai votat? În votei, vă rog. Ai dat împotrivă, domnule. Dar nu a trecut ăla cu pentru. Încă o dată, vă rog. Ce este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și 9 cu 2. Domnul Munteanu, nu. Pentru că domnul Munteanu nu știa pe ea. Nu făcea parte, nu făcea parte. Riscăm să licitească domnul Vadi din nou ca asta. Doamne ferește! Doamne ferește! Hai, să punem la vot bugetul. Cine este pentru? Vă rog să numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cu domnul Munteanu. Imediat îmi notez. Avem și abțineri. Abțineri avem? Da. Abțineri, stați să-mi notez, vă rog. Suntem împotriva. Deci împotriva avem așa, domnul Drăgăț. Da, stați un pic, nu votăm sau ce facem? Întrebați. Pot... Ridica numai cine este împotriva. Poți să spun și de ce sunt împotriva? Da, puteți să-mi spun. Ridica încă o dată mâna cine este împotriva bugetului. 5. Cât? Păi nu să-mi notez, deci domnul... Și vă spun și de ce, acum pot să spun, da?
Vă rog, o secundă. Stai să mă. Bădărău, Iacobuș, Bucur, Bulai. Ciprian și Bulai. Bulai și Drăgăstan. 1, 2, 3, 4 și domnul Drăgăstan, da. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțelor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local de Crăciun pentru activități nerambursabile de la bugetul local non-profit de interes general, aferent anului 2024. Trei domenii. Dacă aveți întrebări. Da, nu, aici nu aici. Da. Cine este pentru? 1, 2, 3. Unanimitate se înțeleg, da? Da, da. Eu luam și pe preot. Vă mulțumim din tot. O acțiune. Mai aveți o adresă pe diverse, domn președinte. Aveți o adresă pe diverse. O adresă pe diverse. Da, stați. Vă mulțumim din tine. Dacă vreți, uitați și eu. Țineți ordine referitor la acțiunea USU de la Punctul Cărciuni. Deci prea bine că au apărut în zonă 1, 2, punctul că sunt, nu i-am identificat. Am visat la viitoare, săptămâna de luni încolo avem la dispoziție pusul două camere cu două drone cu termoviziune și atunci o să verificăm toată zona exact. Nu pot să expun nici cetățenii, nici personalul și nici cei de la intervenție să meargă printr-un fișul ca să caute. Noi am făcut acțiuni, către, după conform legii, cum a fost, aplicat conform ordonanței. Pentru acei cetățeni care le-au fost omorâte animalele, aici capul voi și din pădure Căciuni, propun și-am prins în buget o sumă de 3.000 de lei, da? La care sunt vorba de 5 cadavre, cum noi le-am luat și le-am dus către protar. Propun suma de 3.000 de lei și propun ca pe fiecare familie sau fiecare cap mort de cap de animal să fie suma de 450 lei ca să-și iau unul apoi cu un animal care să despăgubim. Deci ca să știți, deci din suma asta propun suma de 450 de lei pentru fiecare, după ce pleacă fiecare cetățean care să după ce pleacă ursul, nu, dacă le luăm capre acum. Deocamdată, nu și mai făcut apariția, el migrează, dar de luni săptămâna viitoare avem sprijinul celor de la Salvamont cu drone, cu termoviziune și o să vedem exact locația unde, dacă mai există acolo. Ei vor face pe o rază de 10 km în jurul muntelui către Știți că sunt în Consiliul Local aici, pentru cetățeni, mi-am susținut amendamentele, sunt discuții, chiar sunt serioase cu cetățenii, nu-s venite de la mine, dat fiind faptul că n-au trecut aceste amendamente, dat fiind faptul că au fost luate poate și în derădere de unii, îmi prezint demisia din cadrul organizației PSD Răcăciuni și din cadrul Consiliului Local al Răcăciunii. Dar nu se mulțumim, asta trebuia să faci în cadrul ședinței. Nu, pentru că nu participăm la ședință care faceți presare, treacă bugetul. Atâta timp cât ați mers toți anii ăștia numai sub presiune și nu ne consultați, nu mai vreau să fiu din mandatul dumneavoastră. Cât ești tu azi decul la parte? Nu. Sunteți în... Mulțumim frumos, mulțumim de parte.